Astăzi, în Casa Mireasa, au venit în vizită părinții lui Andrei. Au sosit chiar când proțapul era gata. S-au așezat și dâns la masă, așa cum este frumos. Alături le-a stat și Dima cu Sabrina. S-au bucurat tare Andrei când i-a văzut. Simona, am văzut că povestește foarte mult cu mama lui Andrei. I-a povestit cum au pregătit mâncarea pentru Paște în casă. Simona a zis că a gătit foarte mult și că a făcut și multe dulciuri. <gântu> I-a explicat cam cum se întâmplă lucrurile doamnei în emisiune. Uh, se înțeleg bine cele două și foarte vorbărețe, ca și cum s-ar cunoaște de mult timp. Simona i-a spus mamei lui Andrei cât de uh, emoționant a fost întâlnirea cu părinții ei uh, și ce s-a întâmplat cu fratele ei. Uh, am văzut că tatălui Andrei face foarte multe urări, să fiți sănătoși, să fiți bine, tot ce vă doriți voi, zicea dânsul că de Paște este bine să faci urări din acestea bune, <laughs> urări de bine. Apoi am văzut că Andrei a spus mamei că el este cel mai câștigat pentru că a găsit-o pe Simona. O atmosferă plăcută între cei patru.